Lucrare din Duhul Sfânt pentru România și nu numai. Mesaj vizual din partea Duhului Sfânt. Am început să văd scris în aer, în timp ce mă rugam, cuvinte din partea Duhului Sfânt. Și iată ce stă de scris. Împăratul Slavei vine pe nori. Toți ochii îl vor vedea și se vor mira. Amin. Întors din iad, viu în vecii vecilor. Iar va veni cu mântuire și răsplată pentru cei pierduți. Amin. Lanul de greu este mare. Câștigă suflete, muncește în ogorul meu. Amin. În diferite biserici, de diverse denominațiuni, sunt suflete credincioase care mă caută. Roagă-te pentru ele. Amin. Am văzut apoi scris tank militar. Ucraina, război pierdut, ocolită România. Apoi vedeam în continuare scris. Capre negre pe câmpul bisericesc al penticostalismului. Câmpul este gol, vreau jerfe fără cusur, milă voiesc nu judecată, idolatrie în inimi, sfințire vreau. Deosebire se va face între oameni. Privește mult în oglinda cuvântului meu și vei înțelege. La un moment dat, Duhul Domnului mi-a dat scris niște versuri muzicale și am scris două. Vreau să ajung în cer, sus la tine, unde nu mai sunt dureri și nici suspine. Vreau să ajung la tine. Amin. Apoi am văzut mai departe scrise la Domnul în Duhul despre România așa. Colacul salvării va fi România. Pentru mulți din țară coruptă vreau să o fac incoruptibilă. O oază de pace cu pom fructiferi, o barca salvării mele este ea. Prin ea mă voi slăvi. Binecuvântez România. Plata ta este în ceruri. Apoi am văzut cum s-a deschis și închis o carte mare cu coperți aurii. Calea este strâmtă. Strâmtorare pe întreg pământul va veni. Foamete. Apropiere de mine vreau. Zile răstignită. Putere de sus. Și ploaie binefăcătoare de sus vreau să las. Acord economic mondial va fi. Pierderi vor fi. Cursul valutar euro va fi în scădere. Criză economică. Afectate țările nordice. Criză mondială va fi. Furt, nedreptate. Corupție, mândrie, inflație. Asociați-vă cu Duhul meu. Acceptați voia mea. Timpul se scurge. Apoi continua Domnul și scria. Prin Duhul. Înfrângerea spirituală presupune neascultare. Necredință îndoială. Nesatornicie, neînfrânare, lipsă de autocontrol. Ascunde-te în mine, adăpostul, ocrotirea ta veșnică, stânca veacului sunt eu. Amin. Poporul meu stă în față, ocolește calea sfântă, calea îngustă, încurcă planurile mele, sfaturile mele le dă înapoi a mea. Din cauza neascultării sale, spărturile se fac mai mari și este nepăsare. Reparați spărturile, trebuturile fac să se piardă apa curată a cuvântului meu. Oprește-te din mersul tău. Întreabă-te care este calea îngustă, poporule. Ești oare pe ea? Unde te îndreaptă calea inimii tale? La nesfârșit mă vei ignora. Când eu strig, când printr-un ostaș, când prin altul, întoarce-te la mine, la cel ce te-a plăsmuit cu multă dragoste. Înfrânge teama de necunoscut. Apoi am văzut, în Duhul cum vine așternută o rugăciune, ca și cum eu mă rugam în Duhul și scria așa. Mă lasă atins de tine, Doamne, mă supun cu tot ce am, fă ce vrei cu mine, spre slava ta. Să-ți fiu de folos în ocolul tău, să nu stau neroditor. Stau și privesc, vechez, stau și cobor în valea plângerii. Am multor suspine. Din valea aceasta scot marele binecuvântări. Spun ce am în inimă și am pus înaintea ta. Stau și aștept. Nu mă tem că tu ești cu mine. Pe steagul biruinței tale este scris iubire. Amin. Apoi am primit o altă vedenie. Am văzut harta României, un evantai mare. A început să facă vânt pe meleagurile românești. Și din pământ au început să înflorească flori de toate culorile. Și Domnul mi-a zis, cu un val de trezire spirituală voi face prin Duhul meu, începând cu tinerii. Prin ei mă voi slăvi și îi voi îmbrăca cu putere. Căci gura Domnului a vorbit și Duhul Domnului a destăinuit această lucrare. Amin.